Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, în primul rând despre misiunea lui Dumnezeu care și-a trimis Fiul în lume ca prin moartea Lui să răscumpere oameni din orice națiune și grup etnic. O emisiune despre misiunea românilor care se duc acum pretutindeni să ducă vestea bună celor pierduți. Dar misiunea externă nu are de-a face doar cu trimiterea și susținerea de misionari. Misiunea externă implică și mobilizarea bisericilor, implică promovarea misiunii, implică recrutarea și echiparea misionarilor. Poate că cel mai bun instrument în mobilizarea bisericilor pentru misiune externă îl reprezintă conferințele de misiune. Așa că în cadrul acestei emisiuni și în următoarele emisiuni vă invit să ascultăm împreună mesaje pe care vorbitorii noștri le-au adus în cadrul conferinței de misiune Romiscon 18 care s-a ținut la Cluj. Ca și coordonator al Agenției Pentecostale de Misiune Externă, a fost necesar să aduc și eu un mesaj în această conferință, așa că vom urmări împreună mesajul pe care l-am adus în cadrul conferinței Romiscon și pe care l-am intitulat Urgența misiunii. Am pornit în mesajul pe care l-am adus din Evanghelia după Matei, capitolul 13, unde Domnul Iisus Hristos spune că trebuie ca Evanghelia Împărăției să fie vestită tuturor națiunilor. Să urmărim împreună acest mesaj. Vă doresc vizionare plăcută! Este o mare bucurie pentru mine, așa cum spuneam și aseară, să fim împreună la această conferință Romiscon 18 și ca întotdeauna oarecum mie îmi revine sarcina să fac și o recapitulare pe cei care sunteți poate că mai rar cu noi sau pentru prima dată cu noi, să vă trecem un pic prin o sinteză a conferințelor de misiune Romiscon pe care le-am avut. Știți că această inițiativă de a avea conferințe naționale de misiune îi aparține unui frate care nu mai este printre noi, este în glorie, este vorba de fratele Cameron Wilson. El și-a dorit să vadă Biserica Pentecostală din România implicată în misiunea mondială. Așa că atunci când anumiți oameni se apropie de pensie și se gândesc cum să-și petreacă pensia, unde să se ducă la pescuit, unde să-și cumpere o casă de vacanță, el s-a gândit că și-ar putea petrece pensia în România, anii de pensie, și să slujească aici, dacă Domnul urma să-i mai dea ani. Așa că, după pensionarea lui ca și păstor, a venit în România, a condus niște cursuri de formare a păstorilor, păstori ai României, dar a inițiat și aceste conferințe de misiune Romiscon. Prima conferință a avut loc, dacă mi-aduc bine aminte, în 1999, la Arad. Eu n-am fost acolo, dar avem unul dintre colegii noștri, pe Vasilică, el a fost la toate conferințele de când a început Romisconul. În anul 2011, aceste conferințe au început să aibă un format aparte. Ne-am dorit să avem în special păstori și lideri, candidați la misiune, împreună cu noi și din 2011 avem acest tip, acest format de conferințe în care ne dorim în special păstorii și liderii de biserici să vină aici. De ce? Pentru că noi considerăm că păstorii sunt elementele cheie în a avea o mișcare de misiune, agenție de misiune, misionari pe câmpul de misiune. Dacă ei prind viziunea, dacă ei sunt gata să se implice, să deschidă biserica lor pentru această lucrare, se va întâmpla ceva. Dacă ei sunt rezervați, atunci este greu să ajungem să vedem poate că sute de misionari români trimiși până la marginile Pământului. Așa că, începând cu 2011, ne-am dorit să avem cât mai mulți păstori cu noi. În 2011, tema conferinței Romiscon a fost Missio Dei și am vrut să subliniem atunci și acolo că misiunea nu este a noastră, a agenției. Misiunea nu este nici măcar a cultului penticostal. Misiunea este a lui Dumnezeu. Misiunea este a lui Dumnezeu.
El este inițiatorul și susținătorul misiunii. El dorește mai mult decât oricine ca oamenii să fie mântuiți și să aibă viață veșnică. Și noi nu ne considerăm inițiatorii misiunii, ci ne considerăm parteneri, lucrători împreună cu El și suntem onorați. Suntem onorați că Dumnezeu ne-a invitat și pe noi la această lucrare. În 2012, tema conferinței a fost slujire locală cu impact global. Și am dorit atunci, prin această conferință, să îi convingem pe păstorii prezenți acolo că o biserică, oricât de mică ar fi ea, oriunde ar fi ea, în România, poate să slujească în așa fel încât să aibă impact până la marginile pământului, rugându-se, susținând sau trimițând misionari. Și chiar acum îmi vine în minte un exemplu. În urmă cu vreo 2 ani de zile am fost într-un sat din Bihor. Până atunci n-am fost niciodată, nici nu știam unde este satul acesta, Tilecuș. Tilecuș. Este o biserică mică, dar din acea biserică mică, Dumnezeu a chemat o tânără care să se ducă și să lucreze în cea mai mare națiune de pe pământ, în China. O biserică locală mică poate să facă o diferență undeva la marginile pământului și vă încurajez, implicați bisericile dumneavoastră, chiar dacă sunt mici, poate conduce, supravegheați o biserică mică de la țară, de 20 sau 30 de oameni, pot să se implice în misiune mondială. Apoi, în 2013, tema conferinței a fost Duhul Sfânt și misiunea. Secolul 20 este numit și secolul penticostalismului și în acest secol Dumnezeu a ridicat una dintre cele mai mari și importante mișcări din întreaga istorie a bisericii. A turnat din nou Duhul Sfânt peste biserica sa, biserica sa a fost gata să-și asume mandatul Marii Trimiteri și probabil că în secolul care a trecut au fost trimiși cel mai mare număr de misionari pe câmpul de misiune și această lucrare s-a realizat datorită intervenției Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi credem și susținem că nu poate fi făcută o lucrare de misiune autentică, așa cum se spunea și dimineață, dacă nu este prezent și implicat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, misionarii care sunt plini de Duhul Sfânt, care cred în lucrarea Duhului Sfânt, care se roagă pentru a fi împuterniciți cu autoritate, să fie folosiți în vindecare, în eliberare, în propovăduire, sunt cei mai eficienți. Apoi, în 2014, tema conferinței a fost rolul agențiilor de misiune. Atunci noi ne consolidasem deja ca agenție de misiune și am vrut să arătăm păstorilor prezenți cât de important este să existe într-o națiune o agenție de misiune. O biserică locală, oricât de mare ar fi ea, nu are totdeauna toată logistica necesară pentru a recruta, a instrui, a trimite, a susține un misionar pe câmpul de misiune pe termen lung. De aceea este nevoie de agenții care să lucreze în parteneriat cu bisericile locale. Noi o spunem mereu ca și agenție, chiar dacă uneori facem toată munca, nu noi trimitem misionari, biserica trimite. Noi ajutăm biserica locală să trimită și să susțină misionari. Apoi, anul trecut, tema conferinței noastre a fost misiunea urbană. Societatea în care noi trăim, lumea în care noi trăim, a cunoscut schimbări radicale în ultimul timp. Dacă în urmă cu doar câteva decenii, marea majoritate a oamenilor locuiau în sate, în zone rurale, în ultimele decenii există o migrație accentuată spre orașe, spre marile centre urbane. Și în următorii ani, foarte curând, probabil că 75% din populația lumii va trăi în orașe și mai ales în marile orașe. Și atunci Biserica lui Hristos trebuie să aibă în vedere această schimbare din societate și dacă Domnul Iisus Hristos, cum s-a spus și dimineață, era acolo unde erau oamenii, în mijlocul lor, Biserica timpurilor noastre trebuie să fie prezentă acolo unde sunt oamenii, unde sunt mari aglomerații, să fim plini de compasiune pentru cei care sunt acolo și să le ducem Evanghelia. Și iată-ne acum, în 2016, împreună, având această temă, misiunea bisericii în context european, noi
trăim în Europa și ceea ce se întâmplă în Europa, mai mult sau mai puțin, ne afectează și pe noi. Și mai mult sau mai puțin, trebuie la rândul nostru să influențăm lucrurile care se întâmplă în Europa. Sunt aceste chestiuni pe care le vedeți acolo, aceste provocări pentru Europa, migrația, influența islamului, secularizarea, decăderea morală, și aș vrea să nu spunem lucrurile acestea sunt departe de noi, nu se întâmplă la noi, pentru că ele foarte curând vor veni aici și vom avea de-a face cu ele și trebuie să fim pregătiți. De asemenea, trebuie să avem deja un răspuns pentru ceea ce se întâmplă în Europa și avem o diasporă deosebită, puternică. Și de multe ori, mă rog, mă bucur că sunt aici reprezentanți din diaspora, cât de mult am putea să facem pentru națiunile din Occident care au pierdut pasiunea pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, să ajutăm oarecum bisericile evanghelice din Occident să se revitalizeze, dar de asemenea să putem face misiune printre refugiații care sunt în vest și iată și în partea de sud a Europei, în Grecia. Dragii mei, pentru această dimineață, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și pe care foarte pe scurt vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, l-am intitulat Urgența misiunii sau cu gândul la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să citesc din Marcu, din capitolul 13, primele 10 versete. Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu toate aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, așezut pe muntele măslinilor în fața templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Amin. Dragii mei, și cu ocazia altor conferințe pe care le-am avut și eu și colegii mei, am predicat, am vorbit despre urgența misiunii și poate că în anumite situații am amintit despre urgența misiunii din perspectiva câmpurilor de misiune. Sunt câmpuri de misiune care se deschid la un moment dat, uși care se deschid la un moment dat și apoi se închid. Și noi trebuie să fim gata, să intrăm atunci când un câmp de misiune se deschide, să avem resursele necesare să fim acolo prezent și să ducem Cuvântul lui Dumnezeu cât se poate. Apoi am vorbit despre urgența misiunii și din perspectiva țărilor care trimit misionari. În istoria misiunii am întâlnit sau am văzut națiuni care au fost prezente pentru un număr de ani, care au trimis sute sau mii de misionari și apoi au intrat într-o formă de declin. Și am spus-o și s-a amintit și în această conferință, noi credem că acum este timpul nostru, al României, al Bisericii din România, este o ușă deschisă, este un moment hotărător și trebuie să folosim acest moment pentru că nu știm cât el mai ține. Apoi, există urgența misiunii și din perspectiva celor care mor pe câmpul de misiune. În jur de 300.000 de oameni trec în fiecare zi în eternitate și cei mai mulți dintre ei nu au șansa
și n-au avut șansa să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și din această perspectivă trebuie să facem ca misiunea să înainteze, să fim preocupați de avântul ei, ca acești oameni să audă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dar în această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre urgența misiunii și cu gândul la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și am ales acest pasaj pentru că constat că în zilele noastre, asemeni ucenicilor, și noi suntem preocupați de ce se va întâmpla în lumea aceasta. După 90 și după Revoluție, țara noastră a intrat așa într-o stare de liniște, de pace, s-au petrecut acele schimbări, am avut posibilitatea să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să ieșim pe stradă, o libertate la care nu ne-am gândit și nu ne-am imaginat că va veni peste noi. Și poate că am crezut că lucrurile vor fi tot așa, pentru totdeauna. Dar dacă ne uităm un pic acum în jur, ceea ce se întâmplă în lume, parcă simțim că se apropie, vedem că se apropie spre noi, lume, nori amenințători. Terorism, tot mai multă insecuritate și aceste chestiuni ne fac să ne gândim din nou la revenirea Domnului Iisus Hristos, la evenimentele care vor urma în viitor. Nu știm cât va fi pace, nu știm cât va fi liniște și acest tip de nesiguranță ne determină să ne gândim la viitor, mai mult, la revenirea Domnului Iisus Hristos. Eu am copilărit și am trăit o bună parte din viață în regimul comunist și știu că atunci unele dintre cele mai multe predici erau legate de revenirea Domnului Iisus Hristos. O bună parte din cântări erau legate de revenirea Domnului Iisus Hristos. De vreo 25 de ani puțin se mai predică de revenirea Domnului Iisus Hristos și puține cântări au această temă. De ce? Pentru că am intrat așa într-o stare de liniște, ca și cum ziua aceasta, nu știu când va fi, foarte, foarte departe. Și când încep ca lucrurile să se clatine, să se tulbure în lume, atunci începem să ne gândim la aceste chestiuni. Așa s-a întâmplat și cu ucenicii. 3 ani și ceva au fost cu Domnul, l-au urmărit în călătorile lui, au predicat Evanghelia, au văzut semne și minuni și la un moment dat Domnul Iisus Hristos începe să-și schimbe discursul și să zică, ne apropiem de Ierusalim și se va întâmpla ceva. Eu voi fi dat la moarte, voi fi răstignit. Și ei îl urmau pe Domnul cu alte așteptări. Nu s-au gândit că el va fi omorât și n-au vrut să creadă această posibilitate. Ba la un moment dat Petru îi zice, Doamne să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple acest lucru. Dar pe măsură ce se apropiau de Ierusalim și de acest timp al morții Domnului Iisus Hristos, Iisus accentua și mai mult, și mai mult aceste chestiuni. Și la un moment dat ne spune chiar evanghelistul Marcu, în capitolul 10, că după ce Iisus le vorbește din nou despre moartea lui, pe când se duceau la Ierusalim, ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Îngroziți după liderul lor, mergeau spre Ierusalim, pentru că toată perspectiva lor cu privire la viitor se schimbase. Și atunci când Domnul Iisus Hristos a mers mai departe și mai departe cu aceste discursuri legate de moartea Lui și de învierea Lui și când ei au realizat că Domnul nu va instaura atunci împărăția, au început să-L întrebe, învățătorule, care va fi semnul venirii tale? Când se vor întâmpla lucrurile care vor prevesti venirea ta? La ce să ne așteptăm? Și această întrebare i-au pus-o Domnul Iisus Hristos după ce au ieșit din Ierusalim și i-au arătat clădirile templului. Și Domnul Iisus Hristos, atunci în mesajul său, spune un lucru foarte interesant pe care vreau să-l accentuez acum. Fiți foarte atenți, băgați bine de seamă să nu fiți înșelați, să nu fiți înșelați. Și Domnul Iisus Hristos enumără atunci o serie de mari și groaznice evenimente care vor avea loc. Și a spus așa, vor veni mulți Hristoși mincinoși să vă înșele. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Și Domnul Iisus Hristos, după ce enumără mereu un cataclism,
o lucrare de amăgire, spune, sfârșitul nu va fi atunci. Băgați de seamă să nu fiți înșelați, să nu fiți amăgiți. Apoi spune, nici măcar să nu vă înspăimântați, lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Se vor scula unii împotriva altora, vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări, dar nu acesta este sfârșitul. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos aduce în fața ucenicilor o seamă de evenimente catastrofale la nivel planetar. Războaie, cutremure, epidemii, conflicte care au loc între națiuni, profeți mincinoși, Hristoși mincinoși. Și mereu și mereu spune, nu acestea sunt semnele care vorbesc despre sfârșit. Nu vă lăsați amăgiți să credeți că acestea sunt semnele care vorbesc despre revenirea mea. Și Domnul Iisus Hristos continuă cu mesajul lui și ajunge la acest moment crucial pe care îl amintește în versetul 10. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Și Matei, când comentează același text, adaugă, atunci va veni sfârșitul. Poate că, dragii mei, nu veți fi de acord cu ceea ce vă spun în această dimineață, dar aceasta este înțelegerea mea și perspectiva mea. Lucrurile pe care le vedem întâmplându-se în lume și pe care de cele mai multe ori le accentuăm, nu sunt semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Dimpotrivă, Domnul zice, băgați de seamă să nu fiți amăgiți. Cei mai mulți comentatori, teologi, scritori de cărți se uită în jur, se uită în lume, analizează evenimentele, războaiele, catastrofele, cataclismele și spun, vedeți, toate acestea arată că venirea lui este aproape. Vedeți cum se amplifică aceste fenomene, înseamnă că venirea lui este aproape. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu acestea sunt semnele revenirii mele, există un singur semn clar, evident, al revenirii mele, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Dacă citiți cărți de istorie, de teologie, veți observa că aproape în fiecare secol un scritor, un teolog l-a identificat pe anticrist, l-a identificat pe profetul mincinos, au găsit ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Aproape în fiecare generație, când a fost o calamitate, un război, o persecuție, cei din zilele acelea ziceau, acum este sfârșitul, acum vine Domnul. Și au trecut sute de ani și Domnul nu a venit. În zilele noastre și noi spunem la fel, da? Vedem războaiele, ISIS, ceea ce se întâmplă în lume, decăderea morală și zicem, astea sunt semne ale revenirii Domnului. Trebuie neapărat să vină acum, pentru că nu se poate o decădere mai mare. Dragii mei, nu trebuie să fim istoriciști, doar să citim puțină istorie și să realizăm că în urmă cu sute de ani au avut loc evenimente mult mai dramatice decât în timpurile noastre. În Evul Mediu, în Europa, a avut loc un război de 100 de ani, 100 și ceva de ani. În timpul acelui război au pierit jumătate din națiunile care au existat în Europa, ca și populație. Apoi, de vreo două ori au fost epidemii de ciumă. Multe populații au dispărut sau s-au înjumătățit. Sute de ani au trebuit să treacă ca economiile să-și revină. Cei care au trăit în timpul acela, știți ce au zis? Ce au crezut? Este sfârșitul lumii. Mai rău de atâta nu poate să fie. Și au trecut și epidemiile, și cutremurile, și războaiele, și Domnul n-a venit. De ce? Pentru că Domnul a zis clar, nu acestea sunt semnele revenirii mele, nu acestea vor marca revenirea mea, nu acestea vor fi evidențe ale apropierii mele, astea sunt semne înșelătoare. Și din păcate astăzi noi stăm și ne uităm la știri, așa cum se spunea seară, ne uităm la știri, ne cutremurăm cu privire la ce se întâmplă în jur și zicem, este sfârșitul, trebuie să fie aproape sfârșitul. Ne uităm doar la cele lucruri și pierdem din vedere semnul. Când ucenicii l-au întrebat pe Domnul, au zis așa, care este semnul revenirii tale? N-au zis care sunt semnele revenirii tale, care este semnul? Și Domnul Iisus Hristos a răspuns la această întrebare, n-a prezentat semnele revenirii lui, ca și cum ar fi mai multe, ci a prezentat semnul, toată cuvântarea lui, tot mesajul lui s-a dus spre această culme prezentată în versetul 10. Mai întâi
trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dragii mei, acesta este semnul. Și din păcate, Biserica Domnului Iisus Hristos, uitându-se prea mult la semne, cu tremure, epidemii, războaie, conflicte și așa mai departe, pierde din vedere semnul, datoria ei de a face ca Evanghelia să fie proclamată la toate națiunile, până la marginile pământului. Trei idei din acest text pe care l-am citit, mai ales din versetul 10, vreau să desprind. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Primul lucru pe care vreau să-l accentuez este primordialitatea Evangheliei. Iisus Hristos spune mai întâi. Sigur că îmi veți spune, această expresie mai întâi nu se referă la primordialitate, ci la ordine cronologică. Înainte ca să vină Hristos, trebuie mai întâi să fie predicată Evanghelia. Așa e, aveți dreptate. Dar ca mai întâi să fie predicată Evanghelia, trebuie să existe o prioritate în bisericile noastre, predicarea Evangheliei, misiunea. Dacă misiunea nu este o prioritate pentru noi, pentru bisericile noastre, niciodată nu va exista un mai întâi. Vor mai trece zeci sau sute sau mii de ani și nu va exista acest mai întâi dacă pentru noi, pentru biserici, pentru păstori, predicarea Evangheliei nu constituie o prioritate. Ca acest mai întâi să se întâmple, Evanghelia să ajungă la toate națiunile și Domnul Iisus Hristos să vină, atunci predicarea Evangheliei, misiunea, evangelizarea, trebuie să fie o prioritate pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Când vorbim, de exemplu, și am auzit multe predici din prima carte a Bibliei din Genesa, știți că există acolo o expresie. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Sigur că este vorba acolo de primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, necreat, etern, a început să lucreze, să facă. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost cerurile și pământul. Dar de cele mai multe ori noi nu vorbim de acest prim act creator al lui Dumnezeu, nu? Și zicem la început Dumnezeu. Adică El trebuie să fie la început, trebuie să fie sursă a tuturor. El este începutul și inițiatorul tuturor lucrurilor și nu poate exista nimic fără El. El este la început. Mă înțelegeți? Așa trebuie să tălmăcim și acest pasaj. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Ca să existe un mai întâi, să fie predicată Evanghelia, să vină Hristos în glorie a doua oară, atunci predicarea trebuie să fie un mai întâi în prioritățile noastre. Trebuie să fie punctul central al vieții și activității bisericii. Și asta a fost pentru apostoli. Vă dau un scurt exemplu și apoi trec la punctul următor. În Fapte, în capitolul 6, observăm cum Biserica Domnului Iisus Hristos crește. Este un organism care crește, apar nevoi noi, provocări noi pentru biserică, lipsuri, greutăți și dintr-o dată apostolii se simt prinși între două activități. Una pe care au făcut-o și înainte, predicau cuvântul lui Dumnezeu și o alta de a ajuta și de a sprijini pe cei în nevoi. Și în această situație știți ce zic apostolii? Nu este bine pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Vom găsi pe cineva care să se ocupe de problemele sociale, iar noi ce vom face? Vom stărui necurmat în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru noi propovăduirea va fi un mai întâi, va fi o prioritate, o chestiune la care nu vom renunța. Este prioritar. Și mă rog ca pentru bisericile noastre, pentru toate, să existe acest mai întâi. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Al doilea lucru pe care l-am desprins din acest pasaj este obligativitatea misiunii. Nu doar prioritate, mai întâi, obligativitatea misiunii. Trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită. Trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită. În universitățile noastre, în ultimii ani, după Revoluție în special, există discipline opționale.
le alegi din aceste opționale, pe care le iei, pe care nu le iei. Uneori nu trebuie să dai nici măcar un examen, doar să fii prezent, până și copiii de la școala mică au opționale. Au opționale. Am constatat cu multă durere și mâhnire că misiunea este un curs opțional pentru biserică. Este un curs opțional pentru biserică. Am fost în anumite biserici care au chiar la intrare un fel de tabel cu reguli. Ce trebuie să facă membrii, cum trebuie să se îmbrace, la ce lucru să fie atenți atunci când intră, lucruri care trebuie făcute. Și eu respect rânduielile unei biserici locale și încerc să mă conformez. Dar pe niciun astfel de tabel care sunt trecute lucrurile care trebuie, n-am văzut trecută misiunea, n-am văzut trecută evangelizarea. Pentru că în cele mai multe cazuri, misiunea evangelizării este o chestiune secundară, auxiliară. Domnul Iisus Hristos spune aici, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Și când Mântuitorul zice trebuie, oare noi putem comenta poruncile Lui? Este un imperativ. Și când vorbește în Matei despre marea însărcinare, spune duceți-vă, este un imperativ, mergeți și faceți ucenici. Când Domnul Iisus Hristos spune trebuie, atunci asta trebuie să fie o prioritate, trebuie să fie o obligativitate pentru biserici. Și atunci, din nou, noi ca păstori trebuie să regândim felul de a face biserica, de a sluji în biserică și de a pune misiunea și evangelizarea în centrul lucrării pe care o facem. Vă aduceți aminte de un discurs pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos, de fapt o discuție cu Nicodim, Ioan 3:7. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Nicodim? Spuneți-mi dumneavoastră, trebuie să vă nașteți din nou. Comentăm oare acest cuvânt al Domnului în bisericile noastre, negociem, este nașterea din nou opțională pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu? Nu este opțională. Iisus i-a zis lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Și același Domn și învățător spune, Evanghelia trebuie propovăduită până la marginile lumii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu este o opțiune. Nu facem o ședință de comitet și vedem unde înclină majoritatea. Ridicăm mâna dacă facem misiune sau nu. Am un prieten, un coleg, coleg de școală la București, este păstor undeva în țară, nu vă spun unde, și m-am întâlnit cu el în urmă cu vreo 6 ani, dacă nu greșesc. Și de atunci, de 6 ani, îmi spunea, Ghiță, vrem să ne implicăm în misiune, vrem să facem ceva. Mie mă doare că mă duc la ședințe de comitet și discutăm doar despre câte kilograme de cuie să cumpărăm și cât saci de ciment pentru renovare și așa mai departe. Și odată nu discutăm despre misiune. Vrem să ne implicăm. Uite, voi pune pe ordinea de zi a comitetului în următoarea perioadă să ne implicăm în misiune. Au trecut 6 ani. Și încă nu s-au implicat în misiune. Am vorbit cu el săptămânile trecute și l-am invitat din nou, l-am invitat la conferință și a zis, încerc din nou să introduc, n-am uitat, dăm o listă cu misionarii care au nevoie de suport financiar, dar au trecut 6 ani. De ce? Pentru că tot timpul alte priorități există, alte lucruri sunt de făcut și misiunea, evangelizarea, sunt mereu și mereu aruncate la periferia preocupărilor noastre ca și lideri. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu un predicator, nu o agenție ne cheamă să ne implicăm, ci Mântuitorul și Domnul nostru care a venit și a murit pentru cei păcătoși. El spune, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Și apoi, un singur gând mai amintesc aici, citiți în 1 Corinteni, în capitolul 9, versetul 16, cum s-a privit Apostolul Pavel pe el însuși în lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. El i-a iubit pe evrei, ar fi dorit să lucreze cu ei și să le predice Evanghelia, dar Dumnezeu l-a trimis la neamuri și el spune așa, trebuie să predic Evanghelia, trebuie, nu există o opțiune pentru mine și vai de mine, dacă nu predic Evanghelia. Misiunea, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fie o prioritate, o obligativitate. Și apoi,
ultimul gând și cu acesta închei, ce mai desprind din acest pasaj este universalitatea misiunii. Această evanghelie trebuie propovăduită tuturor neamurilor, tuturor neamurilor. Mă consider un patriot și chiar un naționalist moderat. Chiar m-am trezit într-o zi la începutul anului, predicând în biserica noastră, Biserica Philadelphia din Cluj, că România este cea mai bună țară de locuit. După ce am zis, oare am dreptate sau n-am dreptate? Dacă vă uitați în statistici, din punct de vedere economic, produsul brut, intern și așa mai departe, suntem la coadă. Dacă vă uitați la sistemul de sănătate, este vraiște, nu? Nici măcar detergenți potriviți de curățat și de spălat spitalele nu găsim. Dacă vă uitați la sistemul de învățământ, de asemenea. Dar dacă ne uităm la țara noastră din perspectiva lui Dumnezeu, atunci poate că se schimbă lucrurile. O țară liberă, o țară care se bucură de pace, o țară în care putem proclama cuvântul lui Dumnezeu, o țară în care le putem crește copiii după voia lui Dumnezeu, o țară în care biserica lui încă crește, bisericile sunt pline de tineri și laud pe Dumnezeu pentru asta, eu lucrurile acestea le văd și de aceea zic, este una dintre cele mai bune țări de pe pământ. Și deși îmi place aici, deși sunt patriot, Domnul îmi spune și nouă ne spune, evanghelia aceasta trebuie propovăduită tuturor neamurilor. Una dintre provocările pe care le am când mă duc în mobilizare este aceasta. Frate, dar de ce să ne ducem în India, de ce să ne riscăm viețile în Afganistan sau Pakistan sau nu știu ce, când sunt atâția oameni pierduți în România, în Dobrogea, în Oltenia, în sudul Moldovei, sunt atâția oameni pierduți. De ce să nu ne ducem acolo cu mai puțin bani? Știți de ce? Pentru că Domnul spune altfel. Domnul spune altfel. El zice că această evanghelie trebuie propovăduită tuturor neamurilor. Tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârșitul. Apoi se va reîntoarce Domnul a doua oară în glorie. Și acum, foarte pe scurt, pentru că timpul meu aproape s-a epuizat, vreau să vă prezint situația lumii și ce ne-a mai rămas de făcut. Acum 2000 de ani, învățătorul nostru ne-a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, la care a adăugat această promisiune, atunci mă voi întoarce sau apoi mă voi întoarce. Lumea în care noi trăim ar putea să fie împărțită în trei categorii în funcție de răspunsurile pe care oamenii le dau la aceste două întrebări esențiale. Ești creștin? Ai acces la mărturia creștină? În funcție de modul în care răspund la aceste întrebări, există trei lumi în lumea noastră. Prima lume este lumea ce? Ei răspund da la ambele întrebări. Sunt creștin, chiar dacă sunt nominal, și au o mărturie creștină. 33% din oamenii care trăiesc pe pământ se identifică a fi creștini. Ei trăiesc în țări precum acestea. Apoi mai există o lume, lumea B. Ei răspund da doar la doua întrebare. Nu sunt creștini, dar există o mărturie în mijlocul lor. Există biserici, există credincioși, există comunități creștine, au acces la cuvântul lui Dumnezeu, sunt necredincioși expuși la Evanghelie și sunt răspândiți în astfel de țări. Dar mai există o lume la care ar fi bine să privim, lumea A. Ei răspund nu la ambele întrebări. Sunt 29% din oamenii care trăiesc pe pământ sau unul din patru. Ăștia nu au auzit niciodată de Iisus. Nu au șansa să audă vestea bună, nu au acces la Evanghelie, nu au Biblia în limba lor. Iată un grup etnic de 100 de milioane de oameni care nu are Biblie în limba lui, nu au biserici și trăiesc în aceste țări. Cum răspunde biserica față de această mare provocare? 29% din oameni, 2 miliarde de oameni, mii de grupuri etnice. Cum răspund misionarii? Dragii mei,
doar unul din 1800 de credincioși aleg să se implice în misiune transculturală și vreau ca păstorii să vadă asta. Pentru că uneori, pentru că vorbim de misiune, mergem și promovăm misiunea, credem că lumea e plină de misionari. Doar unul din 1800 răspunde pozitiv și se duce pe un câmp de misiune. Așadar, la nivel mondial, dispunem de o armată de 400.000 de misionari. Și acum fiți atenți. Doar 72%, adică 72% merg în lumea C. 25% merg în lumea B, adică în lumea creștină, acolo unde există acces la Evanghelie, și doar 3% din toți misionarii aleg să se ducă în lumea A, acolo unde oamenii nu au nicio șansă să audă Evanghelia. Asta este situația misionarilor. Apoi, finanțele. Am făcut acest calcul pentru noi, pentru români, dar puteți înlocui 100 de lei cu 100 de euro sau de coroane sau de lire sau de euro. Din 100 de lei donați pentru credincioși lucrărilor creștine, 94 de lei, și asta se întâmplă și în bisericile noastre, sunt cheltuiți local sau în misiune internă. Renovăm acoperișul, schimbăm sistemul de sunet, schimbăm băncile, schimbăm mocheta, zugrăvim din nou și o luăm de la capăt. Și 94%, 94 de lei din 100 sunt cheltuiți local sau în misiune internă. 6 lei sunt cheltuiți în misiunea externă, dar și din acești 6 lei, 87% sau 5,22 se duc în lumea C. Susținem misionari în lumea C. 12% se duc în lumea B, adică acolo unde există o mărturie creștină, și doar 1% sau 6 bani, în limbajul nostru, 6 eurocenți, 6 cenți, se duc în lumea A, unde nu există creștini sau mărturie creștină. Pe scurt, 3% din toți misionarii la nivel mondial, având la dispoziție doar 1% din donații, merg să câștige pentru Hristos 2 miliarde de oameni. Este corect? Este moral? Este etic? Eu zic că nu. Și întrebarea este ce vom face noi plecând de aici. Pentru noi, ca și agenție, o prioritate este să trimitem misionari în grupurile neatinse, la populații neatinse, la cei care nu au șansa să audă cuvântul lui Dumnezeu niciodată. Vă chemăm să fiți alături de noi, să alcătuim agenția, bisericile locale, slujitorii, o armată care să ne implicăm și să împlinim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Și Matei spune, atunci va veni sfârșitul. Dacă vrem ca Domnul Iisus Hristos să vină mai repede, mai curând, atunci trebuie să fim mai hotărâți, mai implicați, mai dedicați ca să împlinim cuvântul lui. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Stimați telespectatori, în speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Vom urmări mai departe unii dintre invitații noștri pe care i-am avut la conferința de misiune Romiscon, invitați care prin mesajele lor și-au dorit atât de mult să mobilizeze bisericile din România, păstorii, slujitorii, ca să facă parte din marele seceriș. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.